Aș vrea să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 6, versetele 6 și 7. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Și versetul 7. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Amin. Să luăm loc. Frați dragi, pe când eram în rugăciune pentru cuvântul care urmează să fie adus înaintea noastră astăzi, mi-a venit în minte acest gând. Nu vei ajunge la acela în care crezi, ci vei ajunge la acela pe care îl urmezi. Am căutat și m-am îndreptat spre cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, zic, sunt un pic, pentru că în lumea noastră ni s-a spus atât de mult despre a crede și a crede și a crede și credința și așa este și este acesta e început, dar asta nu e tot. Îmi dau seama că nu e tot, îmi dau seama că riscăm să ne oprim la jumatea drumului și să nu ajungem unde am plecat. Și așa că nu vei ajunge la acela în care crezi, ci la acela pe care îl urmezi. Ați văzut că întotdeauna cuvântul de îndemn, de chemare al Domnului față de noi, nu s-a sfârșit cu crede în mine, ci s-a sfârșit cu urmează-mă. Asta i-a spus tânărului acestuia. Vino după mine. Acolo se încheie chemarea. Credința, a crede în Dumnezeu, este ceva omenesc sau chiar diabolesc, nu e diferență. Diavolul crede în Dumnezeu, dar a-L crede pe Dumnezeu și a-L urma pe Dumnezeu este cu totul altceva. Aici drumurile se despart. Aici drumurile se despart și între oameni. Sunt atâți oameni care cred, n-au niciun fel de îndoială, dar când este vorba de a urma, acolo drumurile se despart. Și am fost impresionat, frate James, că bunul Dumnezeu ți-a pus pe suflet să prezinți cuvântul acesta. Veți spune la sfârșit că a fost de fapt o armonie a Duhului lui Dumnezeu, fără să ne fi dat telefon să vedem zi-tu așa, că zic eu așa, sau noi nu obișnuim să facem lucrul acesta, dăm telefon, dar nu la oameni, dăm în altă parte telefon. Astfel că această chemare e adresată nouă astăzi, vouă celor ce ați crezut, tuturor, Domnul ne spune urmează-mă. Altfel credința nu îți va sluji absolut la nimic. Iar rămâne o simplă idee. Iubiții mei, frați, aș vrea să ne dăm bine seama că vom ajunge la acela pe care îl urmăm datorită faptului că pe acela pe care îl urmezi este acela pe care îl urmezi este cu adevărat acela în care crezi. Indiferent ce mărturisește omul, ce zice el. Și în noi, spune Pavel, zice, eu una am în minte, dar văd altceva în mine. Văd în mine altă lege. Deci, frate, asta e situația. Asta e că nu e asta. Nu se termină aici. Nu se termină aici că văd în mine altă lege, văd în mine alte porniri, văd în mine... Nu, nu se termină aici. Ci se termină cu strigătul acesta, asta este o nenorocire pentru cineva. Este un om nenorocit. Mintea se numește schizofrenie în medicină. Mintea se rupe. Adică mintea gândește ceva, știe ceva, crede ceva, corpul, viața merge în partea cealaltă. Schizofrenic. Se rupe. De aceea suntem chemați la această sfântă armonie între acela în care credem și acela pe care îl urmăm. Aceasta este adevărata chemare a lui Dumnezeu. Dacă cineva ne cheamă și ne spune crede și rămâi cum ești, crede și nu e nevoie să schimbi nimic. Unul spune dacă schimbi ceva, e semn că n-ai crezut. Ei folosesc chiar cuvinte batjocoritoare la adresa celuia care este schimbat, este transformat.
Iubiții mei, cuvântul pocăință, după cum e și numele adunării noastre de aici, metanoia, cuvântul acesta este un cuvânt de natura asta, înțeles pe jumate. Este un cuvânt de... Care e subiectul acolo în Roman capitolul 12? Pentru îndurarea lui Dumnezeu, vă îndemn să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie și să vă preschimbați, transformați prin metanoia. Metanoia este schimbarea minții, dar nu se oprește la schimbarea minții. Nu, no, nu. No. Ci ea trece mai departe la transformare. Obiectivul este transformarea. Nu schimbarea ideilor doar. Un om poate să recunoască. Știu, unchiul meu vorbea cu preotul din sat care se ruina alcoolic și l-a rugat fierbinte, îl iubea pe omul ăsta. Și a spus, părinte, hai să facem ceva, nu să se prea tânăr, vă distrugeți pur și simplu. Unchiul meu nu știa să meargă puțin mai la izvor, pentru că omul ăsta nu bea degeaba, deci este o cauză care era în spatele problemei acestei. Unchiul a mers până unde a știut. Și, și părintele i-a spus unchiului meu aceste cuvinte. Tită, știu ce îmi spui și la fel cred și eu, dar eu sunt dușman pe viața mea. Eu sunt dușman cu viața mea. Atunci mi-a zburat mintea la cuvintele unui profesor care ne-a spus la universitate cum fetele veneau noaptea în parcarea de tiruri, toată Africa se oprea acolo și se întâmplau acele orgii și nenorociri peste noapte, dar dimineața când plecau fetele acestea înapoi acasă erau condamnate la moarte pentru că luaseră sida de la acești șoferi infectați, bolnavi. Ele plecau condamnate la moarte. Și ne spune acest domn profesor, ne-am dus, am pichetat locul ăsta unde veneau fetele astea și am spus, domne, câți bani îți dă-ți eu omul ăsta? Și fata nu prea vrea să discute. Uite, stai puțin, hai să discutăm omenește. Noi îți vom da ție mult mai mult decât atât. Întoarce-te acasă, pentru că dimineață pleci de aici condamnată la moarte. Tu nu-i cunoști pe oamenii aceștia. Ăștia sunt bolnavi de sida. Oamenii ăștia sunt bolnavi de AIDS. Nu intra aici. Și atunci fata îi spune domnului profesor și a spus, zice, știm și noi chestia asta. Dar a spus ea, ce motiv aș avea să nu intru? Au fost 12 frați și 2 părinți în casă. Au murit 11 frați și părinții mei. A rămas singură pe lume. Pentru ce n-aș merge? Ce motiv am să mai lupt pentru viață? Și atunci ne spune domn profesor, mi-am dat seama că problema nu era banii, cum educația aceasta oarbă, fără Dumnezeu, spune că dacă schimbăm condiția materială a oamenilor, gata, se transformă și oamenii. Nu se întâmplă așa ceva. Nu aceasta e problema. Izvorul și cauza era, rădăcina era mult mai adâncă și atunci domnul profesor ne-a spus, zice, ea nu de bani aveau trebuință, ci de o speranță pe care nu o aveau. Nu aveau de niciun fel. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă pe noi astăzi să considerăm și să reconsiderăm cine este acela pe care îl urmăm noi în deciziile noastre și în practica vieții noastre. Pe cine urmez eu de fapt în acest moment? Îi scrie Pavel tânărului pastor, zice, vezi că unele dintre persoanele de la adunare s-au și întors să urmeze pe Satana. Îi scrie lui treaba aceasta. Deci, nu e totul a urma. Întrebarea este pe cine? Întrebarea este unde? Întrebarea este care va fi destinația? De aceea, aș vrea să mergem împreună la un moment dat în 1 Samuel și să-l vedem pe David, care a pierdut din vedere planul lui Dumnezeu cu viața lui, s-a făcut întuneric, s-a făcut ceață în sufletul lui, nu mai vede nimic. Nu mai are niciun fel de speranță, nu are niciun fel de viitor, nu are unde să arunce ancora
Și atunci el spune aceste cuvinte de neimaginat în dreptul lui, care era uns cu ungerea dumnezeiască pentru a fi împăratul lui Israel. Era uns cu Duhul Sfânt pentru a fi acela care va cânta psalmii, care vorbeau despre cel ce urma să vină, este cel prin care urma să vină Mântuitorul lumii, care s-a și numit Fiul al lui David, uită de toate aceste lucruri. Și el spune aceste cuvinte, 1 Samuel 27 cu 1. David a zis, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Serios. Pe cum rămâne cu treaba asta, cu Samuel, cu ungerea? Cum rămâne cu descoperirea aceasta lui Dumnezeu? Cum rămâne cu chemarea care ți-a adresat-o Dumnezeu? Nu, absolut tot s-a șters în clipa aceea, așa se întâmplă când se întunecă mintea și sufletul, când vine această încețoșare. Într-o zi am să mor omorât de omul ăsta. Cum să mor omorât de omul acesta când Dumnezeu te-a uns cu ungerea divină și vei fi împărat? Nu ți-a spus și Abigail treaba aceasta? Ea crede mai tare decât tine. Tu ai uitat, dar ea crede mai tare decât tine. Și atunci el s-a dus la Gat, undeva la un anume împărat Achis, cu care s-a asociat, fără să-și dea seama că prin asocierea cu omul acesta, el trăia disocierea de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu, s-a abătut de la planul lui Dumnezeu și a luat-o pe drumul lui, pe planul lui. A urmat pe Domnul până aici, prin toate, dar aici pierde direcția și se abate, o ia pe drumul lui și ajunge într-o zi prin asocierea cu acest Achis din Gat. Ajunge într-o zi, el care este împăratul poporului Dumnezeu, uns de Dumnezeu, ajunge să lupte împotriva poporului Dumnezeu. Este echipat, este înarmat, e gata să meargă la război, n-are ce să facă. A nu merge la război împotriva, el n-a gândit niciodată că drumul va ajunge aici, a gândit că se adăpostește, a stat un an și 4 luni acolo la regele acesta. S-a gândit că se adăpostește o perioadă, rezolvă de moment o situație prin care trece, dar lucrurile or să revină la normal. Nu, nu se întâmplă așa. Disocierea de Dumnezeu și asocierea cu rău duce în final pe un om să ajungă să lupte împotriva lui Dumnezeu. Asta le spunea Nicodem acolo, zice, vedeți, să nu cumva să vă pomeniți luptând împotriva lui Dumnezeu, că aici se închide cercul, asta se întâmplă în final. Totul a pornit de la, el de obicei se consulta cu Dumnezeu, adu-mi efodul, vreau să mă rog, spunea el, de fiecare dată, acum nu am spus nicio vorbă. Poate se sfătuia cu cei de lângă el, avea frați, avea prieteni, avea oameni din jurul lui, absolut cu nimeni, el nu s-a sfătuit decât cu gândul lui. Atât, ce a venit lui în minte în clipa aceea, spaima aceea, într-o zi voi muri ucis de mâna lui Saul. Nu, nu se poate întâmpla așa ceva atâta timp cât Dumnezeu, când Dumnezeu te-a uns pe tine ca rege al lui Israel. Dumnezeu a deschis drumul până la împlinirea planului său. Nu? Or fi primejdii, o fi nenorocire, fugi ca un speriat, aleargă zi și noapte, e moartea, așa este, aceasta e realitatea vieții, dar aceasta niciodată nu va putea să anuleze planul lui Dumnezeu. A uitat lucrul ăsta. Și cu tine și cu mine Dumnezeu are un plan. Nu se poate întâmpla ceva până nu se împlinește planul lui Dumnezeu. Până și Napoleon știa chestia asta. Stătea în picioare lângă tunuri și zburau ghiulelele în toate părțile și explozibile și tot ce era. Nu ți-e frică de moarte? Și a spus, nu, zice, până nu se împlinește planul lui Dumnezeu cu mine pe pământul ăsta, nu se întâmplă nimic. Și nu s-a întâmplat nimic. Dar David, și noi pierdem din vedere la moment dat lucrul acesta, datorită faptului că ne uităm la situație în loc să privim țintă la cel care e deasupra situației noastre. Iisus zice, hai să trecem de partea cealaltă, păi haide, și izbucnește furtuna. Voi, pierim. Cum să pierim dacă a zis că trecem de partea cealaltă? N-avem, mai repede piere marea sau să usucă marea, dar când a spus că trecem în partea cealaltă, fără discuție, nu se întâmplă treaba aceasta. Dar ei spun că vom pieri. Și Mântuitorul le spune, zice, pentru ce sunteți așa de fricoșitori, n-aveți credință? Că Dumnezeu ce zice, se face. Când am spus, trecem lacul, trecem marea, vom trece marea. Păi da, dar e furtuna până la cer. Și ce-i cu asta?
de că s-ar prăbuși munții în inima mărilor și ar crocoti și s-ar întâmpla orice. Mântuitorul a spus, mai degrabă vor cădea cerurile și pământul decât să cadă un singur cuvânt al lui Dumnezeu la pământ. Avem o luptă cu noi înșine. Urmăm pe Dumnezeu atâta timp cât înțelegem căile Lui, depindem de înțelegerea aceasta de care vorbea fratele James. Și noi zicem, da, până la urmă tot acolo ne întoarcem, să vedem cum este. Omul nu învață nimic de la nimeni, nici de la Dumnezeu nu învață nimic, el nu învață decât de la sine. Dumnezeu îi spune ceva, dar dacă el nu asimilează cuvântul ăsta, dacă nu-l digeră și îl dă la o parte, e degeaba. E ca o mâncare în traistă. O mâncare în traistă nu înseamnă o mâncare în stomac, înseamnă numai în traistă. Și cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio putere atâta timp cât nu este hrănit și nu transformă ființa noastră. Rămâne o simplă vorbă. Stăteau și se sfătuiau acolo să plece sau să nu plece pe mare la ora aceea și Pavel, care nu vedea, le spune lor, văd că această călătorie nu se va face fără primejdie. Pe cum vezi dacă nu vezi? Văd altfel. Văd că această călătorie nu se va face. Era văzătorul. Dar spune Biblia, nu o zice, sutașul, versetul 11, fapte 27, sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corăbii decât de vorbele lui Pavel. Nu, la ce știe? Nu vei ajunge la acela în care crezi, ci vei ajunge la acela pe care îl urmezi. Sutașul credea în Pavel, dar nu l-a urmat. Și atunci a ales să urmeze stăpânul corăbii și pe cel care era acolo, s-a sfătuit, era vorba de bani, cât mai facem o cursă să mai iasă așa, în sfârșit alte, cu totul alte calcule, pe care de fapt erau condamnate din naștere, fiindcă erau fără Dumnezeu. Despărțiți de mine, nu se întâmplă nimic. Și atunci el asculta mai mult de cărmați decât de stăpânul corăbii și au pornit pe mare. Catastrofă, deci. Catastrofă. Când citești fapte 27, discutam cu cineva, zice, domne, să nu citești seara treaba aceasta, citește dimineață și să te ții de ceva, să, acolo, că să vezi că e real, că nu ți se întâmplă ce li s-a întâmplat acestora. Citiți, vă rog, acest lucru, dar nu doar trăiți momentul acela ca să ajungi, de două săptămâni nu am mâncat nimic, absolut nimic. Sunt 14 zile de când n-a spus nimic în gură. Vă dați seama de ce luptă cu moartea a putut să fie. Dar vine un moment în care Pavel le spune, uite, ați fi fost scutiți, asta nu este o fatalitate, nu e o predestinație, nu trebuia să întâmple așa ceva. Se putea evita lucrul ăsta. Uite, a fost un moment în care se putea evita și anume, nu trebuia să plecăm din port atunci când Dumnezeu ne-a descoperit să nu plecăm din port. Să stăm cu minții în portul ăsta, să iernăm aici și când o veni primăvara lui Dumnezeu, atunci ne mutăm. Se putea evita. Cel mai dureros aspect al răului în viață este faptul că era evitabil. Și mai ales când te gândești că ți-ai făcut-o cu mâna ta. Este și mai grav. Mai ales când îți dai seama că persoane iubite, cu mâna ta ai făcut răul acesta, care era evitabil, era foarte evitabil. Trebuiau spuse două vorbe la un moment dat, trebuia schimbat un lucru de nimic, trebuia rezolvată sau adaptată o situație și ea nu degenera în cancerul acesta în care a degenerat ulterior. A fost un moment și este un moment de aur în care răul poate fi evitat, poate fi prevenit. Scriptura este o carte a prevenirii. Cel din nou mântuirii, prima prioritate a lui Dumnezeu nu e mântuirea, este prevenirea. Prima prioritate nu este iertarea păcatului, ci este prevenirea păcatului. De aceea a sădit pomul acesta al cunoștinței, acolo e frontieră pomul acesta. Și a spus, uite, fii atent, trebuie să prevenim o situație. Niciodată nu depăși frontiera aceasta. Și am prevenit tot răul care se poate întâmpla sub ceruri astăzi. Poate fi prevenit în clipa aceea. Te uiți în familia lui Abraham? Tot răul acesta care îl vedeți acum aici putea fi prevenit.
Ăsta nu trebuia să aibă loc niciodată. Toate fluviile de sânge care au curs și vor continua să curgă acolo până la capătul lumii, totul putea fi prevenit. Dacă acest om mai avea puțintică răbdare. Era așa de aproape. Totdeauna când ne pierde, fiți atenți, când îți pierzi răbdarea, să știi că izbăvirea e după colț. E foarte aproape. De-aia stați, pierzi răbdarea, că diavolul bagă cărbuni tare atunci, dă-i intensifică încercarea, că știe că are puțină vreme. Dacă nu reușește să te tulbure în clipa aceea, a pierdut șansa. Și de asta te împinge de la spate și te grăbește cât mai tare. Hai, repede, repede, repede. Adu jertfa, acum, că uite, pleacă poporul. Și când aducea jertfa Saul, ghiși cine vine după colț? Cine? Samuel. Era acolo. Era. Și a pierdut răbdarea. Totdeauna când simțim lucrurile acestea. La fel suntem în viață ispitiți de fiecare dată când trecem pe aici. Biblia spune că sunt două posibilități pe care le avem noi în viață. Și acum vreau să vă întreb pe voi, deschis și clar. Avem două posibilități în lupta vieții. În lupta noastră cu răul și cu păcatul. Numărul 1. Putem să fim biruitori. Numărul 2. Putem să fim liberi. Voi pe care o alegeți. Ce vrem? Biruitor? Mântuitorul a spus așa. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Nu biruitor. După ce ai biruit păcatul odată, ghiși ce face păcatul. Vine înapoi cu al 7. Biruința nu durează. După ce ai biruit, este foarte costisitor să menții biruința aceasta. Libertatea, a fi liber în Domnul, și aici trebuie să facem distinția aceasta, a fi liber în Domnul înseamnă a fi mort față de păcat. Nu a te lupta cu el și a-l birui. Nu. Ci a fi mort față de păcat. Aceasta este ceea ce a spus Bonhoeffer. Când Hristos te cheamă, a zis el, te cheamă să mori. Nu să fii biruitor, nu să te lupți toată viața, nu. Te lupți cu patima, te lupți cu ochii, te lupți cu pofta, te lupți cu temperamentul, te lupți cu una așa. Nu, nu este cazul. Când ești mort față de păcat, nu e nevoie de nicio luptă. Aceasta este libertatea în Hristos. Și acest lucru îl scrie bunul Dumnezeu aici în 1 Petru 2:24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru Dumnezeu. Știți unde e capcana aici? Să fii mort față de păcat. Sunt oameni cu minți printre noi care nu fac niciun fel de rău, dar de asemenea niciun fel de bine. Aici este capcana, să ne oprim la jumătatea drumului. No. Și cele două sunt scrise aici, în timp ce ești mort față de păcat, trebuie să fii viu pentru Dumnezeu. Antidotul împotriva păcatului este a fi viu pentru Dumnezeu. Aceasta înseamnă în cuvintele Evangheliei. Și continuă, Pavel zice, noi care am murit față de păcat. Dar nu sunt mort față de păcat. Uite, mă enervează dacă văd un lucru, cum să fiu mort când mă enervează? Înseamnă că sunt viu, dacă mă enervez. Așa este, ești viu și aici e problema. Față de așa ceva, păi dacă m-a jignit, știu, dar nu e nicio problemă. Nu e nicio... Un mort nu se supără dacă îl jignești, dacă îl răstorni. Este un short story, povestește, cum au luat un coșciuc să-l coboare de la etajul să-l coboare în stradă și să-l ducă și s-au împiedicat acolo la când au încercat să coboare pe scări și coșugul s-a răsturnat și mortul a sărit săracul în cap peste asta, a căzut jos și când a căzut jos pe cobor, spune autorul, zice, și culmea, n-a zis absolut nimic. Așa este. Asta înseamnă libertate în Domnul Hristos.
Asta înseamnă. Acest lucru l-a spus el când a zis, dacă Fiul te face liber, vei fi liber cu adevărat. Și singura ființă pe pământul acesta care este liberă cu adevărat este acela care e mort față de păcat și viu față de Dumnezeu. Nu doar mort față de păcat. Și n-ai cum să fii viu față de Dumnezeu dacă nu ești mort față de păcat. E bine să ne uităm în propria viață, pentru că Pavel spune, zice, uite, mă uit în mine și văd ceva. Îmi văd înclinația, îmi văd tendința, văd impulsul inimii mele. E bine, dacă v-ați judeca singur, spune Scriptura, n-ați ajunge să fiți judecați. Singura persoană care este liberă sau izbăvită de păcat este cel care a murit față de păcat. Acesta este un dar pe care îl dă Dumnezeu. Eu nu am cum, pentru că m-am născut în păcat. Asta e natura mea, așa scrie Scriptura. Eu nu am cum, oricât aș face exerciții și aș învăța tot felul de temi sau ce aș mai face pe pământul acesta ca să mă țin ocupat, nu se întâmplă nicio schimbare. Singura schimbare adevărată este că Dumnezeu face să moară trupul păcatului din mine și mă face liber față de păcat. Am o nepoată și fiica mea a crescut-o cu tot felul de vegetale și cu tot felul de astea. N-am mâncat niciodată bomboane, spre exemplu, sau ciocolată, sau nimic din gama asta. Și ne adunăm toți atunci la un Thanksgiving în California și stăm la masă acolo și a adus care mai de care. Torturi, ciocolate, bomboane, fel de fel. Vine și ea la masă, frumos, se uită frumos pe masă acolo. Nici o clipă nu întârzie ochii în zona aia, este ceva din lemn, din plastic, de torturile astea. Deci nu întârzie ochii nici o clipă, vede niște broccoli. Gata, repede. Ia și îi s-a luminat fața când a văzut acolo. Deci nu a fost nevoie să zică, aș mânca, dar nu mănânc. Asta înseamnă biruință. Ești biruitor. Dar a fi mort față de păcat înseamnă ca el să nu aibă niciun fel de apel la tine. Nu, n-are niciun apel. Este un cuvânt cu totul greșit acesta, ispitirea lui Iisus. Iisus nu poate fi ispitit. Nu. Ispitit este când vezi ceva și salivezi. Salivezi sau îți alunecă ochii sau ceva. Atunci ești ispitit. Nu, ești biruitor. Nu. Deci salivează, dar nu se întâmplă nimic. Dar asta nu înseamnă că ești liber. Dacă ai fi liber, ai vedea ceva și... ca și când n-ai vedea. Mântuitorul a spus, vine stăpânitorul veacului acestuia, dar, ziceți, în mine nu găsește nimic, nu are nimic în mine. Nu. Noi suntem greșit informați când spune că am fost ispitiți. Nu ne ispitește nimeni. Fiecare când este ispitit, scrie Scriptura, Iacov, este atras de pofta lui însuși, nu te atrage niciun diavol. Este aici atracția. Diavolul vinde marfă, dar nu e nimeni obligat să cumpere. Știți cum unul dintre senatori tot se plângea la președintele Garfield, s-a dus acolo și i-a spus, domnul președinte, uite, ăsta mi-a spus să mă duc la diavolul, un alt senator, uite, ăsta m-a înjurat așa și mi-a zis așa. Președinte nu răspunde deloc. Te răsfoie o carte. Și până la urmă s-a enervat senatorul. Domnul președinte, chiar n-auzi, domne, că ăsta, uite, mi-a zis să mă duc la diavolul. Zice, păi da, uite, acum, chiar acum am citit toată Constituția, ce a zis să te duci la diavolul, dar nu ești obligat să te duci. Zice, asta este, ai libertate să nu te duci dacă vrei. Adică să nu găsească în tine ecou sau rezonanță. Tu trebuie să veghezi asupra sufletului tău, să vezi tu cum răspunzi la așa ceva. Ce se întâmplă în tine când ești confruntat cu o situație, cum ar fi de înjosire sau de nedreptate? Așa se revoltă sufletul noi când e ceva nedrept. Ăștia micii, de unde o fi învățat ăștia? N-am idee. Cum se întâmplă? It's not fair, face nepoată mea asta, are 3 ani și cățelușa a uitat să ducă popoiană, s-a oprit pe-n caspă acolo, pe undeva. Și imediat striga asta mică la mine, this is not fair. Are 3 ani. De unde o fi învățat chestia? Dar este în oameni simțul acesta.
Pe voi înși vă cercetați-vă și urmărește-te cu atenție ca și cum te-ai uita la un ecran. Și vezi cum răspunzi într-o situație sau alta. Dumnezeu are ceva de spus cu privire la viața noastră. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Izbăvirea aceasta însă nu poate veni din lăuntrul nostru. Câți dintre noi am crezut și credem în Iisus ca dascăl al nostru? E o singură dată este expresia aceasta în Biblie. Să nu numiți pe nimeni tată, că unul singur e tatăl vostru. Să nu numiți pe nimeni învățătorul, pentru că unul singur este învățătorul vostru. Și mai scrie acolo, să nu numiți pe nimeni dascăl, pentru că unul singur e dascălul vostru, Hristosul. M-am dus după cuvântul ăsta. Repede zic, Doamne, stau în fața oamenilor și trebuie să știu de unde vine cuvântul ăsta. Ce credeți că înseamnă cuvântul ăsta în limba din care a fost tradus în românește cu dascăl? Bine a fost, e un minim necesar. Cuvântul acesta, dascăl, înseamnă instructor. Înseamnă ghid. Și aceasta mă face pe mine să întreb, Doamne Iisuse, Tu cum ai răspuns într-o situație? El este instructorul. Nu este doar, nu predă la armată, ați văzut, mergem la sală, instruire teoretică, după aceea mergem în câmp și facem acolo tot felul de aplicații și într-o zi real se întâmplă lucrul acesta. La fel este aici, învățătura lui Iisus este una, după aceea urmează instruirea noastră. Uite cum se face lucrul ăsta. How to do it. Uite așa se face. Și instructorul nostru este El, Hristosul. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă și ne spune nu urmați exemplu oricărui alt instructor. Avem mulți pe pământ, părinți, învățători la școală, peste tot, avem fel de fel de instructori. Dar unul singur este instructorul vostru sau autoritatea finală în materie de instruire, acesta este Hristosul. Și ne rugăm noi aici și zicem, precum în cer, așa și pe pământ. Bine, acesta e cuvântul, așa trebuie spus. Da, tu crezi ce te rogi? Chiar? Sau zici, cum a zis un pastor, când s-a pocăit o fată și maică-sa s-a revoltat teribil că s-a pocăit fata și atunci a spus că îl duce la tribunal pe pastor. Și pastorul alarmat s-a dus după fată să o despocăiască. Și i-a spus, ce s-a întâmplat? Și fata a spus, uite, în seara când a ținut predica asta, am trăit această schimbă. Domnișoară, vezi de treaba ta, a fost just a sermon, a fost o simplă predică. Ce s-a întâmplat să poate așa ceva? Deci e distanță enormă între ceea ce în sufletul nostru se întâmplă și ceea ce suntem, la ce suntem noi chemați. Care e semnul că tu crezi cu adevărat precum în cer, așa și pe pământ? Sunteți pregătiți, fraților, să învățăm treaba asta? Ai vrea să știi care e semnul? Uite, Costel este la spital, dar el a avut niște semne de situația asta și doctorul a spus, uite, semnele astea înseamnă asta. Bun, niște numere, niște manifestări, niște chestii. În domeniul sufletesc se întâmplă la fel. Care e semnul că tu crezi ce te rogi, precum în cer, așa și pe pământ? Uite care este semnul. Dacă precum în cer, așa și pe pământ, atunci ăsta e semnul că ai crezut. Adică, dacă ceea ce ai în minte se întâmplă în viață. Am fost la un funeral nu de mult timp și erau băieții, fiii erau acolo și era sicriul înaintea noastră, zic, cine este acolo? Tata. Nu e tata, zic. Este țărâna lui tata. E o grămadă de țărâne, e o căruță de țărâne acolo, zic. O cărăm de aici, asta a venit din țărâne și o ducem înapoi, de unde am luat-o, zic. Asta este. Ce este cuvântul pe care noi îl spunem, Doamne, precum în cer, așa și pe pământ? El este încercat în viața noastră prin dispoziția pe care o avem de a trăi în viață așa cum este în suflet și în mintea noastră. Armonia deplină
nu se poate realiza decât în Domnul Hristos. Aceasta este o rugăciune. Mi-a zis într-un tribunal, am fost acolo și mi-a spus unul dintre oamenii justiției de acolo, domnule, ești un om al lui Dumnezeu. Așa a răspuns dânsul și am spus, domnule, aceasta mi este rugăciune. Eu nu zic amin la ce ai spus tu acum. Da? Că știu că omul lui Dumnezeu e în călătorie pe pământul ăsta, zic. Suntem în călătorie, dar rugăciunea asta mi este. Pentru acest lucru, mă rog. Vei ajunge nu la acela în care crezi, ci la acela pe care îl urmezi. Nu de multă vreme în Atlanta fuse un, vorba olteanului, un, nu raliu, cum se numește asta, un cross. Așa, o alergătură din asta. Și n-a fost un maraton, a fost un cross serios și a participat o campioană etiopiană. Și toată lumea știu că ea va lua concursul acesta, dar erau alte două, trei alergătoare care au spus, dom'le, aș fi fericită să mă țin după ea, deci să fiu, să știu că aș sunt după ea, că este o onoare să se știe că ai trecut linia de sosire după alergătoarea numărul 1 din care a venit din Etiopia. Și într-adevăr, alergătoarea noastră s-a apropiat de linia de sosire la 3 secunde era. Celelalte fete erau la 10 secunde după ea și când ea este la 3 secunde, urmăriți cu mare atenție, la 3 secunde de linia de sosire, motociclistul care mergea pe partea dreaptă și însoțea coloana aceasta, omul și-a terminat treaba și virează pe o stradă în apropiere de linia de sosire ca să parcheze, că terminase, era linia de sosire acolo. Ea orbește, pleacă după traseu și după motocicleta, alerga, între timp fetele celelalte s-au dus. Wow, și-a dat seama că nu e așa traseu, se întoarce și vine înapoi, a ieșit a treia săraca, n-a mai reușit să prindă. Pentru că nu ajungi în acela, acolo unde crezi, ci ajungi acolo unde urmezi, pe acela pe care îl urmezi. Așa ajung, asta a fost. Chiar celelalte două alergătoare au spus, dom'le, sincer îmi pare rău din toată inima. Nu aș fi vrut să pierdă fata aceasta, pentru că este într-adevăr, dar situația asta a fost. Ea a mers cu motociclistul în minte, el a fost tot timpul în dreapta și în clipa când omul ăsta a virat, a luat ușa după el. Găsiți asta în internet, dacă o să vă uitați voi acolo, o să găsiți treaba aceasta. Ceea ce arată că, de fapt, noi nu ajungem acolo unde credem. Ea, unde credea că ajunge? Ea credea că ajunge la linia de sosire. Dar unde a ajuns ea? A ajuns după acela pe care l-a urmat, adică după motociclist. Acest lucru se aplică în viața noastră și are puterea de a schimba și de a conduce viața și ființa noastră pe un drum pe care noi singuri niciodată n-am putea să mergem. De aceea, iubiți frați, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, și așa cum spune Scriptura, să alergăm spre țintă. Și ținta este Hristos. Dar nu Hristos din cer, nu Hristos din carte, Hristos din viața noastră. Hristos în voi, nădejdea slavei. Îndată ce am pierdut din vedere ținta, și chemarea noastră urmează naufragiu. Cum și-a luat Petru ochii de acolo? A intrat în apă, deși era bun înotător. Dar știți ce s-a întâmplat pe 95 aici, nu de mult timp? Două săptămâni, cred, în urmă. Trei băieți sunt într-un trac din acesta mare și șoferul conduce, dar ei nu sunt prieteni. Nu sunt prieteni și ei se ceartă în timpul ăsta. Cearta degenerează în bătaie și se ia la bătaie în cabină în plină viteză posibilă. Și atunci atracul intră într-o prăpastie, se răstoarnă și ei sunt acum în cort. Toți oamenii aceștia vor face închisoare, e o situație. Mă gândeam, zic, asta seamănă cu bordul unei biserici
pe care biserica l-a pus, bordul ăsta l-a pus la volan să conducă lucrurile de acolo și ăștia se iau la ceartă între ei și uită că ei au altă chemare, se iau la ceartă între ei și așa se răstoarnă barca bisericii până la urmă din cauza că acela care conduce în loc să fie concentrat, să se uite țintă la drum, cum spune Scriptura, eu sunt calea, ăsta e drumul, în loc să se uite țintă la drum, a pierdut și s-a ocupat cu lucrurile acestea care sunt de atât de mică însemnătate. Nu vă lăsați biruiți de rău. Bine, atunci rezist. Nu, asta e numai jumate. Biruiește răul prin bine. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.